avem un meci cu campioana, avem un meci cu echipa care s-a calificat, care a trecut de primul tur preliminar și pe această cale putem să-i felicităm și noi atât pe ei cât și pe toate cele care merg mai departe. Este important pentru noi, pentru noi ca țară. Vom avea un meci greu, într-adevăr, pentru că jucăm cu cea mai bună echipă a campionatului, dar și noi, după prima etapă de la Craiova, am lăsat o impresie foarte bună. Am fost mulțumit în mare parte de jocul pe care l-am prestat și asta îmi dă speranță pentru viitor, pentru meciul cu CFR-ul, în care încercăm să scoatem maxim din ceea ce putem. Impactul n-a părut așa mai de la contactul ăsta cu Liga I, adică după primul meci, vă temeați să fie mai distanță mai mare, așa cum de dumneavoastră și așa, sau cum? Oarecare de temere așa am avut referitor la jucători, la anumiți jucători. Era și poate era și normal, n-au mai jucat, unii dintre ei n-au jucat poate niciodată în fața la 10.000 de spectatori. Au luat contact cu prima ligă, dar se pare că după primele 15 minute când s-a văzut care și-a trag, să zic, și-au dat seama că lucrurile de fapt stau altfel și că se poate juca și că, eu cum le spun de fiecare dată, că și ei au valoare și au calitate și că pot să facă, să joace la Liga I fără probleme. Și au demonstrat-o. La meciul Craiova zic eu că au demonstrat-o. Într-adevăr, rezultatul nu mă mulțumește și anumite greșeli pe care le-am făcut, dar asta e viața, asta e fotbalul. A fost o atmosferă unică, a fost ceva foarte frumos, a fost o plăcere de nedescris și mă bucur foarte mult că am reușit să facem un joc bun, în primul rând, pentru că toată lumea se aștepta de la noi că, nu știu, să nu facem mare lucru sau să ne ducem doar așa în trecere și eu zic că am făcut o figură destul de frumoasă, păcat de rezultat, pentru că și noi eram conștienți, am simțit în teren că se poate mult mai mult. Mai ales în ultimele 10 minute în care am dominat, am pus probleme, am avut ocazii de a marca, eu zic, foarte mari. Trebuie să băgăm și am și reușit să scriem. Mi-a costat, din păcate, acea neatenție de final și așa s-a scris primul meci. Dar și execuții. Da, corect. Dar puteam să facem noi mult mai mult să nu mai ajungă la acea execuție. A fost un lucru benefic, am învățat din acest prim meci și eu zic că începând de meciul acesta o să avem mult mai multă încredere. Deja am luat contact, am văzut și noi cum sunt jucătorii, care este nivelul, ritmul și eu zic că de acum ușor, ușor lucrurile se vor regla și vom face o figură din ce în ce mai frumos. Nu e o sperietă elegantă, adică după ce ai văzut? Nu, chiar deloc. Din contră, e o mare plăcere. E o plăcere pentru că aici vine lumea la stadion, suntem la cel mai înalt nivel din România și numai așa putem să creștem, să mergem mai departe. Nu avem de ce să ne speriem, trebuie să ne facem jocul și sunt sigur că rezultatele vor veni. În punctul fort este Dan Petrescu, clar. Al doilea este echipa. Au o echipă omogenă din punctul meu de vedere, am un lot numeros și valoros în același timp. Indiferent ce echipă aliniază, ei sunt cam la același nivel. Bun. Ca și joc, au principiile lor, au jocul lor, bazat foarte mult pe verticalizare sau pe să ducă mingea foarte rapid în care o adres. O fac foarte bine și au câștigat toate meciurile pe care le-au câștigat pe aceste principii de joc. Dar să sperăm că la meciul de sâmbătă noi ne vom impune stilul nostru la care noi nu am renunțat în Liga a doua, acel de joc de posesie, numai că trebuie să fim mult mai rapizi. Dacă vrem să scoatem un rezultat bun cu CFR-ul, trebuie să fim mult mai rapizi în tot ceea ce facem, în pas, în gândire, în finalizare, pentru că altfel este greu. Este o echipă foarte echilibrată, o echipă foarte matură, care știe să, dacă vor să scoată un rezultat de egalitate, vor scoate fără probleme, dacă știu când să te atace, știu ce trebuie să facă. Ei sunt deja la un nivel foarte înalt și aspiră, vorba aceea, la cupe, campionate. Noi luăm contact cu ei în momentul ăsta și vrem să ne batem de la egal la egal. Fiecare prin metodele lui. Îi puteți prinde o pire relaxație acum așa că sunt după calificare și... Știindu-l pe Dan Petrescu, e greu să-i prinde relaxație.
Este antrenorul care pune presiune continuă și el este serios în tot ceea ce face și e greu, e greu să-i prind. Nu, nici nu vreau să mă gândesc și nici nu ei știu foarte bine, le-am transmis și lor că nu, indiferent cu cine joacă, nu vor fi relaxați absolut deloc, indiferent că joacă cu noi, pentru că știu mentalitatea lor, sunt și mulți jucători străini acolo care au o altă mentalitate și altfel gândesc fotbalul și tratează diferit tot ce se întâmplă. Și nu ne gândim la asta că sunt relaxați. Noi chiar nu ne gândim că sunt relaxați, ba din contră știm că vin foarte montați pentru că chiar dacă au trecut mai departe și probabil că se gândesc la miercurea viitoare, la meciul următor, dau importanță și campionatului pentru că vor să țină pasul cu Liga întâi, cu clasamentul practic și să rămână acolo sus, să-și câștige meciurile. Și va fi un meci bun, va fi un meci, sper să fie un meci deschis, un meci în care să jucăm de la egal la egal și să sperăm că ieșim noi învingători, nu știu.